Un număr de 11 supermarketuri din județul Hunedoara au fost controlate pe parcursul lunii trecute de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Echipele de control au descoperit o mulțime de deficiențe, așa că verificările în teren s-au soldat cu amenzi în valoare totală de 130.000 de lei, dar și oprirea temporară a unor servicii. Acțiunile de control vin ca urmare a unei tematici naționale de verificare a respectării condițiilor de transport, depozitare și comercializare a produselor alimentare și nealimentare în cadrul magazinelor din rețeaua Penny, se arată într-un comunicat de presă. În județul Hunedoara au fost verificate 11 supermarketuri de acest gen, aflate în Deva, Hunedoara, Hațeg, Brador, Știe Călan, Petroșan și Petrila. Printre deficiențele constatate în urma controalelor se numără fructe și legume depreciate calitativ, produse congelate cu modificări și ambalaje rupte, vitrine neigienizate corespunzător, lipsă afișare preț la unele produse, neconcordanță între țara de origine afișată la raft și cea de pe ambalaj, la legume și fructe, pâine fără valori nutriționale trecute pe etichetă, se mai arată în comunicatul transmis. În urma deficiențelor constatate, comisarii de la Protecția Consumatorului au aplicat în total 9 avertismente, 16 amenzi în valoare totală de 130.000 de lei, au fost oprite definitiv de la comercializare o serie de produse și au fost oprite mai multe vitrine alimentare și frigidere până la remedierea deficiențelor.